got it, Bulls. Woo! Hi, equipo. Echipa asta joacă pentru un singur scop: să câștige. Vreți să intrați în echipă? Trebuie să transpirați, să strângerați hockey. Țineți minte, mai important e să vă distrați. În timpul liber, fără distracție pe gheața mea. Doar cei mai buni vor intra în echipă. Ești sigur că aici trebuie să fim? Nici nu suntem mai buni decât cei slabi. Frate, ajungi repede popular în două feluri: îți faci o trupă sau joci într-o echipă. Și aproape sunt. Și cum lecțiile de oboi nu au dat rezultate, doar asta ne-a mai rămas. Mai mult, ești tare la hockey. Sunt tare când mă uit la hockey. Singura mea întâlnire cu hockey-ul a fost când jucam Super Puck-ul 4. Cât timp ăla e în echipa noastră, cui pasă cât de slabi suntem? Ăla? Wow! Nu! Ăla! Bine atunci, s-a făcut loc pe gheață. Cine urmează? Băieți, nu plecați! Bine ascultați? Dacă mai sunteți aici și nu ați suferit o accidentare gravă, felicitări! Ați intrat în echipă! Da! Bona mea e un vampir, episodul 18. Hockenstein. Asta a fost ultima dată când mă înveți să zbor. A intrat în pasărea aia intenționat. Mi-era foame. Unde suntem? Cred că într-un cimitir vechi. Simți mirosul? Doar un miros de porumbel. Sunt sigură că vine de acolo. Da, acum simt și eu. Asta chiar că este foarte ciudat. Să fac pe mine sau să vomit? Ce-ar fi să mă mai înveți puțin să zbor? Apoi am luat pucul și am zburat către poartă. Frate, nici măcar nu mi-ai atins gheața. Și nu poți să spui că poți să zbor pe gheață. Cui pasă? Hai să devenim cât de buni putem. Hei, îmi place Bolts. Ar trebui să ne-l facem prieten. Și despre ce să vorbim? Cum ăia o să-și bată joc de noi mai târziu? Alo? Suntem în echipă. Ei nu. Privește și învață. Scuze. Salut, băieți. Cum se face că nu sunteți la antrenament? Oh, așa e. Nu sunteți în echipă. Zona asta e pentru jucători, nu-i așa? Mișcă. Wow! Ți-a ieșit faza. Deci, Bolts, corect? Ei cam căsăpit pe toți pe gheață azi. Da, ai avut niște super tari mâini? Vreau să zic că lovitura a fost tare. Nu o să credeți ce s-a întâmplat azi noapte. El cine e? El e Bolts. Pentru că e mai rapid decât fulgerul. De ce sunteți îmbrăcați ca niște hocheiști? Mai e până la Halloween. Suntem în echipa de hockey. Ce? Foarte tare! Deci voi sunteți cei care cară sticlele cu apă? Nu, suntem chiar jucători. Da, iar asta e masa hocheiștilor, da. Deci dacă nu ești vreun fan de al echipei... Bună! Înțelegi? Da, chiar nu mă interesează. Bine. Și, Bolts, ce faci? There's a hunger I can't feel, and I can't say that there's no ill will here. Aici erai, livrare specială de la Consiliul Vampirilor. Ce mai acum, igiena corectă a colților sau ponturi despre vârcolaci?
Cine e băiatul nou? Ăla e Bolts, cu B mare, B de la Bow. E în echipa de hockey cu Ethan și Benny. Tocilarii tăi sunt hocheiști? Asta e aiurea! Normal! Adică am mai văzut hocheiști în piți, dar niciodată nu... Mă refer la asta! Și că sunt căutate pentru furi din morminte! De ce aș face eu asta? Opțiuni nutriționiste proaste? E greșit! Nici nu mă hrănesc cu ființe, doar cu plasmă organică îmbuteliată! Da, asta nu te va ajuta deloc. Așadar, nu ai de gând să mă prezinți lui Bolts? Ia zi! Mrrr! Sara, ești acuzată de necroglutiție. Ce ai de spus? Necro ce? Știam că sunt acuzată că mă hrănesc cu sânge de morți. Asta înseamnă necroglutiție. Voi, tinerii, chiar nu mai citiți nimic? Oricum ei zice, nu am fost eu. În primul rând, scârbos, iar în al doilea rând, eu. Se punctează ce ai spus. Dar noi știm că ai fost în cimitir. Am găsit clama ta de păr. Bine fie am fost acolo, dar nu am făcut nimic. Întrebați-l pe Rory și el a fost acolo. L-am întrebat, a zis că era la o întâlnire. Ce a zis? Nici noi nu am crezut. Și tocmai de aia te-am acuzat. E o infracțiune serioasă. A te hrăni cu morți poate duce la maladie în întreaga comunitate de vampiri. Nu am făcut necroglumiță sau cum îi zice, dar am văzut persoana care a făcut-o. Foarte bine. Ai 48 de ore ca să prinzi hoțul de morminte și să-ți dovedești nevinovăția. Bine. Și dacă nu reușesc? Va trebui să omorâm virusul din tine înainte de a se împrăștia. Ah, adică cu antibiotice? Nu, cu ceva care este permanent. Consiliul mă va elimina dacă nu-l prind pe tipul respectiv. Am nevoie de ajutorul vostru. Oh, te-am ajutat, dar echipa are nevoie de noi. Să ce? Voi ați spus că nici nu ați pus piciorul pe gheață. Hei, încălzirea pe bancă e o tradiție nobilă. Salut, Bolts, ce faci? E mai tare decât pare. Scuze, Sara, vrem să te ajutăm, dar trebuie să ne concentrăm pe echipă. Bine, o să rezolv singură. Dar când o să mai aveți un monstru în dulap, să chemați pe altcineva. Au! Vezi pe unde mergi, fetițo. Scuze, toți jucătorii de hockey miros ca și Bolts? Bună, Rory. Bună, Sara. Pot să te ajut? Nu. Atunci de ce mă urmărești? Consiliul vrea să se asigure că nu o să-ți mai înfici colții în alți tipi morți. Dar tu știi că nu am făcut asta, erai cu mine. Da, dar consiliul urăște când îl contrazic sau vorbesc. Și în felul ăsta vom petrece 2 zile împreună. Ah, omoară-mă acum. Și Erica ar trebui să aibă grijă de tine. Ea sigur e pe aici pe undeva. Deci, ne-am mai întâlnit? Sau poate doar te-am visat? Ești așa glumeț. Și presupun că ești incredibil de frumos. Oh, timid. Și puternic. Îmi place. Arată de parcă cineva a dat peste o șopârlă și apoi a capsat-o pe fața ta. Erica, să mergem. Trebuie să avem grijă de Sara, să nu mai sape. Mangea, mangea, iam, iam. Subtil. Da, bine, să mergem. Pur și simplu, nu mai vreau să-i văd fața vreodată. Care-i treaba cu băiatul Bolts? Ce? A marcat 4 goluri azi. Da, 3 în propria lui poartă. Da, are aptitudini. Îi mai trebuie un pic de... Creier? Problema mea este exact invers. Știu ce să fac, doar că cu practica nu prea mă descurc. Da, păi dacă ai vreo idee pentru Bolts, mi-ar plăcea să o aud. Pentru început aș trage de la distanță mai mare. Portarul e prea bun la loviturile de aproape. Oh. Acum să se ducă în spatele porții și să-i paseze jucătorului cu numărul 7. Pase către numărul 8 și blochează-l pe ăla din fața porții. Suntem în frunte. Mersi, Ethan. Nu e doar meritul meu. Și Bolts a contribuit. Ești cam epuizat, poștiu. De ce nu te întinzi puțin?
Sigur. Ceva e neregulă cu Bolt. Ce vrei să spui? Joacă mai bine ca niciodată. Știu, dar ceva nu pare a fi normal. Mie mi se pare un jucător normal. Crede-mă, ceva e ciudat. Are legătură cu piatra de pe cască. Dar nu știu ce înseamnă. Frate, e evident. O fi înghițit cine știe ce steroizi și trișează să devină cel mai bun jucător. Dar cum te ești așa sigur? Pentru că exact așa aș face și eu. Excelent, băieți. Cred că e ceva mai mult decât atât. Ar trebui să cercetăm puțin piatra aia. Hei, băieți! Super meci azi. Mersi, mereu mă implic 111%. Bravo ție, băiete. Ia zi, Ethan. Ai avut niște idei geniale astăzi. Putem vorbi puțin? Aș vrea să văd ce-ți poate creierul. Oh, cu mine? Păi nu știu, eu și cu Benny avem de făcut o temă astăzi. Ce temă? Știi tu, tema de la geologie? Oh, aia, nu, o fac singur pentru amândoi. Hei, ăsta e spirit de echipă. Așteaptă puțin până aranjez echipamentele. Benny, ce-a fost asta? Stai calm, poate că el știe ceva despre Bolts. Ai dreptate. Da, și între timp aflu care e treaba cu piatra aia și o multiplic. Și când o să ne întâlnim, o să fiu exact ca Bolts. Bine, nu chiar ca el. Te-ai prins tu. Deci, tu ești acuzată de furt din morminte și vrei să ne plimbăm prin cimitir? Pentru ultima oară nu am mâncat sângele morților, ok? Crezi că ăla e tipul? Dispăreți, copii nemerici! Dacă vreți să prădați un mormânt, căutați-vă altul! Ce mod plăcut de a doborâ... Un bătrân handicapat! Ah, artrita mea! Haideți! El e hoțul de morminte! Eu iau doar bucăți de corp, de parcă ei le-ar mai folosi. Și la ce le folosești? La hockey. Sportul ăla e mult mai ciudat decât credeam. Ok, să vedem. Abilități atletice. Wow! Bună, Sara! Știai că există o vrajă care vindecă piciorul unui sportiv? Fascinant! Știai că prietenul tău Bolts nu e ceea ce vrea să fie? Normal! Încerc să-i descoper șmecheria ca să o fac și eu. Păi, dacă nu ești făcut din bucăți de corp, nu o să-ți iasă. Ce-ai zis? Un moș ciudat zice că piatra de pe casca lui se numește ochiul lui Zartac. Reînvie părțile de corp uman în locul unde le pui. Înțelegi? Prietenul vostru Bolts e făcut din bucăți de hockeyiști morți. Știi ce înseamnă asta? Că un jucător monstru nebun e libertate? Nu! Că nu voi fi bun la hockey. Monstrul nu e nebun, doar lent. E greu să găsești creier bun. Viermii trag la creier, îi fac găuri ca în cașcaval. Mă rog, s-a terminat cu joaca de a construit hockeyiști. Nu eu fac hockeyiști, eu doar fur din morminte. Și asta te face mai bun? Deci, dacă tu nu ești creierul, cine e? E unul nou, Steiner. Un antrenor îndemânatic. Mi-a zis să-i găsesc un craniu bun, pentru că tocmai a găsit un creier de tocilar. A zis cumva creier de tocilar? Ethan! Ești gata să faci parte din ceva mai mare decât tine? Orice pentru echipă, corect? Asta e atitudinea ce-mi place. Voi doi ați făcut o echipă perfectă astăzi. Cu creierul tău și calitățile lui putem ajunge departe. Mă refer la Liga Națională. Pe bune? Mersi. Întrebarea e cât de devotat ești? Ești gata să treci la nivelul următor? Sigur. În legătură cu Bolts, cât de bine îl cunoașteți? Eu l-am făcut jucătorul care este. Stați! Alea sunt... cele mai bune părți de corp a celor mai buni hocheiști din orașul ăsta. O singură parte lipsește. Păi, vă doresc baftă. Eu nu vreau să fiu disecat pentru asta. Haide, Ethan! Nu există eu într-o echipă. Nu? Există un tu, tu ești dus. Super blocaj, puștule. Tehnic vorbind, a fost un fault. Dar mă prefac că nu l-am văzut. Mi se pare mie sau s-a făcut frig aici? Păi,
Atunci când desfaci o gleznă sau scoți un organ, e bine să-l pui mai întâi la gheață. Acum, dacă îmi dai voie, trebuie să măresc forța de lovitură a lui Bolz. Ești pregătit, puștiu! Acum, s-ar putea să simți un mic șoc. Trăiește! Bate palma! Și acum, ultima bucată. Vrei să mă omori astfel încât echipa să ajungă în finală? Oh, stai calm, Ethan. Doar o să pun creierul tău în corpul lui. O să fii bine. Trebuie să mă duc undeva. Bolz? Ethan? Locul ăsta e uriaș. Data viitoare poți să intri într-o echipă de ping-pong? Oh, mie nu-mi place. Ăia sunt niște animale. Hei, ați intrat prin efracție. Gura, Frankenorule. Am venit după Ethan. Ethan întreg. Bolz, apărare. Ăla ar trebui să fie un cap? Cum oare poate să bea? M-am prins. Arată mai bine cu masca pe față. M-am săturat să pierd timpul. Sara, stai! Da, viteza de vampir plus gheața e egal ratare de fiecare dată. Bine de știut. Caută-l pe Ethan. Avem noi grijă de domnul Bucățele. Te rog, spune-mi că asta e pentru cască. După ce ți-am scos creierașul, nu mă mai poți opri să-l pun în bolț. Nu o să scap cu asta. Ethan? Aici! Am câștigat? Oh, stai! Sunt cu tine în echipă, ai uitat? Mă ajutați? Hei, Bolz, puiule, nu pot să cred că mi-ai plăcut. Oh, mușcatul face parte din hockey. Are gust de apă stătută din carnale. Ethan! Spatele tău. Gata. Bun, unde rămăsesem? Hei, Hockenstein! Ce zici de o luptă 1-1? Benny Weir are pucul. O să țintească sus. E pe viață și pe moarte. La propriu. Nu se poate! Benny e cel mai bun! Da! Ce s-a întâmplat cu el? I-a căzut ochiul lui Zartak de pe cască? A căzut? Nu spune că n-ai văzut lovitura! Haide, Ethan! Nu mai are niciun rost să țipi acum! Scuze, antrenorule, n-o să mai ajungem în finală. Ești bine? Da, dar nu mai vreau la hockey. Gheața asta o să-mi ajungă pentru totdeauna. Iar de acum puteți fi siguri că furtul din morminte s-a încheiat. Măcar până la următorul sezon de hockey. Frumoasă poveste, Sara. Dar de unde știm noi că nu ai plătit un cerșetor ca să mintă pentru tine? Eu sunt prezent, nu se poate să... M-am gândit la asta. Așa că uite ce ți-am adus. Astea sunt bucățile care au fost furate. Și dacă tu credeai că suc sângele morților, poți să cauți urme de colți pe ele.
Să le ating eu? O să-mi ia câteva ore. Vezi să nu te îmbolnăvești. Ce păcat că echipa a fost destrămată după dispariția lui Bolt și a lui Steiner. Glumești? Am avut noroc că nu am jucat. Da, bine zis. Îmi va lipsi reputația de jucător de hockey. Nu, 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 stai, încă mai avem reputația. Sau poate că nu. E ok, băieți, sunt bine, sunt bine. Păi asta ne va aminti mereu cât de tare era să fim. Iau eu asta. Oh, nu, 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 dar asta... Proprietatea școlii? Știu eu. Duc tot echipamentul în depozit. Ăsta era ultimul obiect de pe listă. Sunteți sigur că-l vreți? Adică e cam vechi. Este echipa de hockey a orașului. Tot echipamentul este vechi. Ce nasol. Dacă Bolț era aici, știu ce ar fi zis. Da. Dublaj realizat în studiourile Agir Film. Au dublat Raul Stănulescu, Vlad Constantinescu, Tamara Roman, Tudor Dobrescu, Alina Tăianu, Bianca Tache, Damian Oancea, Cristi Simion, Ana Udroiu, Cristian Popescu. Regia de dublaj și adaptarea, Florian Ghimcu. Tehnic, Dan Tache.